ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Adunarea generală a judecătorilor, la care urma să fie aleasă o nouă componență a CSM, nu a avut loc din lipsă de cvorum. În schimb, magistrații care s-au adunat au asistat la un protest al câtorva activiști. Ședința de judecată în cazul lui Andrei Brăguță, care a murit acum 2 ani în penitenciar, s-a amânat. Vă spunem în jurnal motivul. Ion Ceban l-a acuzat pe Andrei Năstase că a numit procurorul general interimar pentru că i-ar fi rudă. Iar Năstase spune că Ceban ar fi primit 50.000 de euro mită într-un scandal pe marginea unei construcții neautorizate. Cele mai tari declarații din emisiunea de aseară le revedem la știri. Adunarea generală a judecătorilor, la care magistrații aveau de gând să aleagă o nouă componență a CSM, nu a avut loc astăzi în lipsă de cvorum. În schimb, cei care au venit la ședință au asistat la un adevărat spectacol dat de câțiva activiști. Aceștia au adus cu ei un sac plin cu bancnote false și i-au îndemnat pe judecători să plece acasă. În jurul orei 9, magistrații din toată țara au venit la adunarea generală a judecătorilor, deși aceasta nu era anunțată de Consiliul Superior al Magistraturii, așa cum prevede legea. Președintele Curții de Apel Cahul, unde se află pe rol dosarul lui Ilan Șor, a fost întâmpinat de un grup de activiști. Deși membrii CSM declarau anterior că magistrații nu au un temei legal pentru a organiza adunarea generală a judecătorilor, cei prezenți astăzi au declarat contrariul. Ei trebuie să aibă responsabilitatea pentru a demonstra ilegalitatea. Atâta timp cât nu este demonstrată, ele sunt perfect. Magistrații ar fi urmat să aleagă astăzi alți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, după ce la ședința de la sfârșitul lunii septembrie, actuala componență a fost demisă. Asta în condițiile în care reprezentanții CSM nu recunosc decizia și continuă să activeze. În cazul în care veți vota astăzi alți membri ai CSM-ului, ce se va întâmpla mai departe, având în vedere că cei... Nu vă pot spune, sunt un simplu judecător care participă la această adunare. Păi, dar în sumă, judecătorii au un plan? Cred că trebuie să-i întrebați. După mai bine de 2 ore, unul dintre judecători a anunțat că nu este cvorum și în câteva clipe sala a rămas goală. Magistrații nu au anunțat dacă ar urma să se întrunească din nou. Deși nu a declarat niciun venit în 2017 și 2018, Andrei Năstase și-a cumpărat la începutul acestui an un Volvo de peste 40.000 de euro. Liderul PPDA spune că banii i-a luat din vânzarea automobilului său vechi. Iar Ion Ceban, care locuiește într-un apartament de tip townhouse de 230 de metri pătrați, afirmă că a primit imobilul de la părinți și ei funcționari publici. De unde părinții dumneavoastră au avut bani ca să cumpere o astfel de locuință, da? Atâta vreme cât mama dumneavoastră a fost funcționar public? Casa le aparținea părinților din 1982. Noi am trăit, după care ne-am mutat la un apartament mai târziu, iar din 2002 am trăit eu acolo, am făcut reparații atunci când am lucrat în sectorul privat și am făcut acest schimb, dar casa era pe numele părinților. Și pentru 2017-2018 nu ați declarat niciun venit propriu. La începutul acestui an v-ați cumpărat o mașină Volvo de 42.000 de euro. Am avut, de pe timpurile când eram avocat, o mașină destul de bună, de o marcă importantă, iar la un timp anume am vândut-o. Și de acei bani, inclusiv cu o mică adaus după 2 ani de zile în care nu am avut mașină și s-a adăugat în ceea ce... Adausul este din venitul comun al familiei? Din venitul comun al familiei și nu este un adaus foarte mare, este 6.000 de euro. Mașina a fost cumpărată din Germania. Vreau să specific câteva lucruri. Niciodată nu am avut o mașină nouă. Și mașina din Germania, care este la mâna a doua, am o mașină în Republica Moldova, un Nissan din 2004. Mai mulți taximetriști și șoferi de microbuze din Soroca au găsit o metodă ingenioasă de a-și îndemna colegii din trafic să nu urce băuți la volan. Ce au făcut aceștia, vedeți la știri.
O nouă ședință de judecată în cazul lui Andrei Brăguță, care a murit în penitenciar acum 2 ani, a fost amânată. Unul dintre judecători s-ar afla la spital, iar inculpații și avocații acestora nu s-au prezentat. Procurorii care au instrumentat dosarul cer pedepse mai dure pentru cei 7 condamnați. Nemulțumiți de pedeapsa stabilită de magistrații de la judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana, inculpații, dar și avocații familiei lui Brăguță au contestat sentința la Curtea de Apel Chișinău. Noi solicităm, având în vedere poziția familiei, vom solicita pedeapsa maximă. Instanța de fond a considerat că toate procedurile au fost urmate și respectiv careva fapt de tortură comisie în privința lui Andrei Brăguță nu au avut loc. Avocații familiei Brăguță susțin că pedeapsa a fost stabilită doar pentru cauzarea leziunilor corporale medii, nu și pentru tortură și tratament inuman. În ceea ce privește polițiștii, considerăm că au făcut insuficient ca să creeze, deci starea de sănătate, de fapt, s-a degradat într-atâta că Andrei Brăguță a decedat. Mă refer expres la faptul că acesta nu a fost hrănit, nu au fost sesizați medicii pentru a administra mâncare chiar și forțat dacă era nevoie. Ședința de judecată a fost anulată din cauza că inculpații și avocații acestora nu s-au prezentat, dar și un judecător care se află la spital. Posibilitatea de a putem examina în lipsa unui judecător evident nu putem și a părților care nu s-au prezentat. Doi inculpați, avocații, succesorul, părților tămate. Conform deciziei primei instanțe, șeful de tură al izolatorului de detenție preventivă, Igor Orbu, a primit 4 ani cu executare. Subalternul său, Aurel Șapteboi, a fost condamnat la 4 ani cu suspendare, iar gardianul Aurel Isachi a fost achitat. Unul dintre deținuți, Dumitru Tabureanu, condamnat la 8 ani de închisoare, a primit încă 5 ani cu executare, iar alții 3 care au stat în aceeași celulă cu Brăguță au primit câte 5 ani de pușcărie cu suspendare. Andrei Brăguță, în vârstă de 31 de ani, a decedat în condiții suspecte în penitenciar la 26 august 2017, la puțin timp după ce a fost reținut pentru depășirea limitei de viteză. Potrivit expertizei medico-legale, victima a decedat din cauza pneumoniei, de care s-ar fi îmbolnăvit în detenție. Ulterior au apărut mai multe secvențe video în care se vede că Brăguț a fost bătut în celulă cu bestialitate de câțiva deținuți, iar polițiștii nu ar fi intervenit. Departe de fotoliile de la guvernare, democrații încearcă să-și încurajeze membrii să nu se dea bătuți. În campania dinaintea turului 2 de scrutin, Pavel Filip și-a adunat pretendenții PD la primăriile din țară ca să le spună că partidul își va reveni. Mulți dintre actualii edili ne-au zis că în lipsa lui Plahotniuc, atmosfera e mai degajată. Aceasta a fost o victorie semnificativă. Pentru că erau mulți din cei care cântau prohodul Partidului Democrat. Erau mulți din cei care spuneau că Partidul Democrat este partidul unui singur om. Democrații au încercat astăzi să creeze impresia unui partid care încă se află la putere, în ciuda retragerii lor de la guvernare. Mâine umerele. Mă jivim să prindem aripi din nou, să mergem înainte cu capul sus. Această sală găzduiește 350 de primari din toată țara. Dintre ei, 191 au fost aleși edili direct din primul tur. Restul sunt membrii PD și candidați care își vor încerca puterile și în cel de-al doilea tur. Subiectele pe ordinea de zi țin de mobilizare electorală înainte de scrutinul final. Mulți s-au așteptat că mulți vor părăsi rândurile partidului sau vor adera la alte partide sau vor merge independenți, dar rezultatele ne arată inversul. Întrebați în ce măsură sunt intimidați de actuala guvernare, unii democrați ne-au spus că nu au simțit acest lucru. În mod deschis și direct încă n-am fost șantajat și intimidat. N-am dovedit să simt intimidare actuale guvernare. N-am avut așa ca să fiu șantajat sau să cineva să-mi dicteze ceva, să fiu impus. Pare paradoxal că ceea ce dumneavoastră acum le reproșați guvernării, faptul că vă intimidează, vă șantajează, exact același lucru vi se reproșa dumneavoastră când erați la guvernare. Asta nu este un paradox, sunt niște evenimente care se întâmplă, noi nu putem trece cu vederea. Iar odată cu plecarea lui Plahotniuc din țară, atmosfera în partid s-a schimbat, spun aceștia. Care e atmosfera în partid fără Vlad Plahotniuc în țară?
Eu aș spune că e tare bună, urea că încordată, dar mergem bine. E mai bună, e mai sinceră, e mai clar pentru toată populația. Membrii PD care au migrat de la o formațiune la alta își văd acum viitorul în acest partid. Care este garanția că peste 4 ani vor rămâne tot atât de mulți primari PD și nu vor adera la alte partide? Ne tainte așa o întrebare care eu la asta nu mă gândesc. Garanție numai sănătate și încrederea oamenilor. Altă garanție noi nu putem avea. Conducerea PD acuză actuala guvernare de abuz, șantaj și intimidare. Potrivit lor, cel puțin 83 de primari care au câștigat din primul tur de pe listele PSRM sau acum, erau foști primari democrați. Ieri Alexandru Slusar menționa că aceste declarații a lui Filip sunt penibile. Ion Ceban susține că Andrei Năstase l-a propus pe Dumitru Robu la funcția de procuror general interimar și că acesta ar fi finul de cununie al cumetrei liderului PPDA. Cel din urmă neagă informațiile pe care le-a numit niște trucuri de denigrare. Robu a spus că nu va comenta declarațiile. Pentru prima dată acum spun că procurorul interimar care este în funcție este candidatura propusă de către domnul Năstase și partidul pe care îl reprezintă. Este un fals. Și este finul, cu metrii sale Vera Chironda. Este un fals. Nu l-am propus eu personal. Au fost lansate niște candidaturi acolo. Preferința mea a fost pentru cel care a avut curajul să intenteze dosar pe numele lui Radețchi. Atât, s-au vehiculat niște nume. Au existat și alte nume, până la urmă eu am plecat de la acea ședință și ei au decis. Cei care au fost prezenți acolo. Asta este adevărul. Este o minciună, este un fals, pe care doar ei, socialiștii, pot să-l emane în spațiu public. E simplu. Eu sunt șeful echipii de negociatori din partea PSRM. Eu particip la toate discuțiile. Și repet, domnul Năstase este cel care a propus candidatura domnului Robo. Iar noi am acceptat-o. Pentru compromis. După asta am aflat că este finul cu mătrii sale care este și anchetată în cazul mitii judecătoare. Ion Ceban ar fi primit 50.000 de euro pentru a-și retrage oamenii care protestau la o construcție nefinalizată. Cel puțin asta spune contracandidatul său Andrei Năstase, care face referire la o înregistrare audio care ar demonstra acest lucru. Sunt doar niște bârfe, afirmă Ceban. De ce ați ales să mă murdăriți așa în această campanie, să mă acuzați de toate relele? Truc ieftin venit din partea celor care beneficiază de propagandă, de mijloacele, mecanismele războiului hibrid. Vă amintesc că noi cu dumneavoastră avem semnat un acord în care am zis că nu ne denigrăm. Partidul Socialiștilor s-a făcut complice la mafia imobiliară care a pus stăpânire pe acest oraș. Ați pierdut în instanța de judecată pentru că n-ați prezentat nicio probă. Îmi datorați un leu, apropo. Și dezmințire publică. Costă demnitatea și onoarea dumneavoastră. Știu foarte bine cum ați zgâlțânat gardurile în acest oraș până când se mai ducea un coleg de-al dumneavoastră și spunea că nu este suficient și este nevoie de 50.000 de euro. Vorbește despre 50.000 de euro și eu nu... Uitați-vă că e plin internetul cu o înregistrare în care un coleg de-al domnului Ceban spune că e nevoie de 50.000 de euro pentru a înceta protestele. Andrei Năstase face referire la o înregistrare publicată anterior pe rețelele de socializare cu discuția dintre reprezentantul unei companii de construcții și un reprezentant al socialiștilor. Autenticitatea înregistrării nu a fost demonstrată. Vă rog să atrazați vașe pichetirile, să zbrați vașe babușe, perestați lămați-mi străinii și dați-mi nerăbărăți. Ну, я понял. Ну, что вы конкретно предлагаете? Я хочу с вами решить вопрос таким образом. Я готов на сегодняшний день предложить вам 20.000 евро. 20.000 евро? Да. Ну, это я вам сразу скажу, что это несерьезно. За такие деньги никто даже не будет браться за ваши проблемы. Вы же зарабатываете миллионы. Можно разговаривать о 50.000. Меньше... В принципе, мы проблемы не будем решать. Șoferul camionului în care au fost descoperite cele 39 de cadavre a fost interogat și astăzi. Acesta a declarat că nu știe cum au ajuns acolo corpurile neînsuflețite și că a leșinat în momentul în care le-a văzut. Autoritățile susțin că numărul camioanelor care intră zilnic în țară este foarte mare și este imposibil ca acestea să fie verificate minuțios. Ancheta privind descoperirea macabră din Marea Britanie continuă.
Șoferul camionului, un irlandez în vârstă de 25 de ani, a fost și astăzi interogat. Potrivit presei din Marea Britanie, acesta nu știe cum ar fi ajuns cei 31 de bărbați și 8 femei în camionul său. Lorry and the trailer will be moved to a secure location at Tilbury Docks so the bodies can be recovered whilst preserving the dignity of the victim. Iar în momentul când ar fi văzut cadavrele, și-a pierdut cunoștința. Autoritățile susțin că dacă au actele în regulă, containerele nu sunt deschise pentru verificări. Peste 4.000 de containere trec zilnic prin portul Zeebrugge din Belgia, fiind imposibil ca acestea să fie verificate minuțios. Cei care cunosc familia șoferului spun că ar fi fost imposibil ca acesta să facă parte dintr-o rețea de trafic de refugiați. Presa din Marea Britanie scrie chiar despre ipoteza unor rețele de sclavie care folosesc migranți pentru lucruri în baruri, restaurante, salane de masaj sau bordeluri. După o serie de accidente cumplite provocate de șoferi beți, taximetriștii și cei care conduc microbuzele de rută din Soroca au decis să spună stop alcool la volan. Aceștia au organizat un flash mob și și-au lipit apți-bilduri cu acest mesaj pe geamurile mașinilor. Mai mulți taximetriști din oraș și-au parcat automobilele lângă cetatea Soroca și au lipit apți-bilduri pe geamurile mașinilor. În acest mod și-au dorit să-i atenționeze pe colegii lor din trafic despre consecințele condusului în stare de ebrietate. Această femeie conduce de 45 de ani, iar de 3 ani este șoferiță de taxi. La volan provoacă foarte multe accidente. De cât bat la volan, mai gine să cheme un taxi acolo, să duc. La orice oră. S-a întâmplat pe drumuri multe, le-am văzut. Știți, din partea alcoolului, așa că eu sunt pentru aceea să fie regulă și să termine cu alcoolul. Iar șoferii de microbuze au organizat un flash mob în autogară. Eu sunt contra în orice caz, pentru ăștia care beau la volan. Cazuri tragice duc și la pierderi de vieți omenești, oamenii devin invalizi. Campania Stop Alcool la Volan a fost inițiată de Poliția Națională după ce în ultima perioadă s-au înregistrat numeroase accidente din cauza șoferilor băuți la volan. S-au jucat cu focul. Pompierii au stins astăzi flăcări într-un exercițiu de simulare. S-au descurcat, vedeți în jurnal. Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter a zguduit sudul Italiei în această dimineață. Victime nu s-au înregistrat. Seismul s-a produs în jurul orei 7 în regiunea Catanzaro. Potrivit presei italiene, trenurile nu au circulat timp de o oră, așa că oamenii au fost nevoiți să aștepte pe peron. Totodată, mai multe școli au fost evacuate. Parcări supraetajate la intrarea în Chișinău, microbuze moderne și de două ori mai multe troleibuze și autobuze. Sunt soluțiile celor doi candidați la primăria capitalei pentru problema îmbuteiajelor și transportului public. Deși ani în șir nimic nu s-a schimbat la acest capitol din lipsă de bani, acum Andrei Năstase și Ion Ceban spun că vor găsi resurse. Subiectul parcărilor. Identificăm spații pentru parcări la intrările de oraș care ar rezolva problema și mai multe probleme, inclusiv fluidizarea traficului, decongestionarea acestuia, pentru că ar însemna ca oamenii care vin din țară să-și lase mașinile acolo și, bineînțeles, să aibă acces la transportul public. 1. Intrările în oraș. Acolo trebuie să avem conexiuni, inclusiv cu nodurile principale de transport. Oamenii care vin în Chișinău după servicii sau la muncă să poată să parcheze acolo și să se deplaseze în continuare. În zona perimetrului centru, să eliminăm toate parcajele de pe drumurile magistrale. Aceste parcări le facem pe drumurile paralele. Avem nevoie de parcări supraetajate. Când vom avea și noi transport civilizat? Pentru că mergem, parcă am rămas în epoca de piatră, în timp ce alții au ajuns în cosmos. Vom suplini parcul urban de autobuse, parcul regii transport electric. Banii vom lua atât din municipiu cât și din exterior. De ce acum s-a aruncat în spațiu public discuția despre majorarea tarifului la transportul public? Nu poate fi vorba despre majorarea tarifului. Atâta timp cât nu avem pensii și salarii mari. Avem nevoie de foarte mult transport, dar
dar nimic din astea nu se va întâmpla dacă nu vom atrage finanțare externe. Cu microbuzele, vă întreb și pe dumneavoastră, renunțăm sau le păstrăm încă? Nu ai cum să renunți cu toate, la toate nu poți renunți, dar să le duci în zonele în care inaccesibile pentru transportul mare, bineînțeles că vor rămâne. La dumneavoastră, în prezentarea programului, a fost o chestiune foarte importantă și foarte frumoasă. Se numește Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Puteți într-o propoziție să ne spuneți ce este asta? Domnule Ceban, nu sunt la știi și câștigi, nu sunt la zarăbătă de milion, nu înțelegeți? Într-o propoziție asta ar însemna tot ce ține de infrastructura rutieră, pietonală, parcări și alte tipuri de transport, bicicliști, etc. Dar e un standard european. Exact, pe care eu îl implementez în programul meu, pe care dumneavoastră nu... Dar dacă nu știți ce înseamnă asta, dar ați prezentat, atunci ați citit la... Domnule Ceban, sunteți jalnic. Apelați la niște trucuri ieftine. Incendiile de vegetație au izbucnit din nou în California. Sute de oameni au primit ordin urgent de evacuare. Pompierii se luptă cu flăcările care mistuie totul în cale, iar meteorologii locale anunță temperaturi ridicate și în următoarele zile. Situația cea mai gravă este în Valea Somona, supranumită Țara Vinului din California. Pompierii se luptă acolo de ore în șir cu flăcările uriașe care mistuie totul în cale. Din cauza vântului puternic care suflă cu peste 100 de kilometri pe oră, focarele se extind. We're actually having a problem with our live shots just because of everything that's happening overnight here. And you can see just how windy it is. So down here I'm going to turn the camera around and I want to show you exactly what's happening here at the winery. În ciuda eforturilor uriașe, până acest moment, pompierii nu au reușit să stingă niciunul dintre focare. It's been really windy all night long. We have this to deal with throughout most of the day with these red flag warnings, so definitely not out of the woods yet. O porțiune autostrăzii care taie de la nord la sud, California, a fost închise pentru că flăcările sunt foarte aproape de partea carosabilă. Echipele de intervenție își fac loc cu greu prin fumul dens, dar speră să îndepărteze cât mai repede pericolul. În stare de alertă sunt și locuitorii orașului San Bernardino, de lângă Los Angeles. Proprietarii mai multor case din zona au primit ordin de evacuare. Imediat după știri începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua tuturor! Pe final de săptămână ne întâlnim aici cu doi tineri care au niște pasiuni interesante. Unul cultivă 10 de soiuri de ardei iute, iar celălalt este brutar. Și tot astăzi vedem cum a fost la un eveniment monden, aseară la care s-a adunat toată spuma capitalei. În centrul atenției au fost genții, așa că vom afla cine din vedetele noastre este dispus să dea mulți bani pentru o geantă. Vă aștept la O Seară Perfectă! Anișoara, îți mulțumesc. După ce săptămâna trecută serviciile de urgență din țara noastră și-au testat abilitățile simulând accidente rutiere, astăzi și pompierii au avut parte de provocări. Aceștia au evacuat mai multă persoană dintr-un bloc avariat după un cutremur și au stins flăcările după ce o cisternă cu amoniac a luat foc. Conform scenariului, locomotiva transporta amoniac, iar din cauza producerei unui cutremur, o mașină de model Chrysler a nimerit în fața trenului. În urma impactului, cisterna s-a spart și a luat foc. Salvatorii au intervenit și au folosit spumogen pentru a lichida scurgere de gaze. În același timp, o altă echipă de pompieri se ocupa de descarcerarea victimelor. Primul ajutor le-a fost oferit de către medicii SMURD, apoi victimele au fost transportate la spital. Ciorul este amputat, s-a apucat găroul și oprim hemoragie. Iar pe bulevardul Dacia din capitală, tot din cauza seismului puternic, mai multe persoane au rămas blocate la etajele superioare ale clădirilor de la porțile orașului. Totodată acolo a izbucnit și un incendiu. În acest exercițiu, pompierii au folosit unica autospecială din țară care poate ajunge până la ultimul etaj. După finisarea intervenției, șeful statului major raportează președintele Comisiei pentru Situații Excepționale despre lucrul efectuat și persoanele salvate. După ce au evacuat victimele cu aceeași autospecială, au potolit flăcările.
Pompierii susțin că exercițiile de acest fel sunt de mare folos. Conform planului calendaristic și hotărârii de guvern, avem pentru astăzi preconizat desfășurarea aplicațiilor la protecție civilă a sectorului botanic al municipiului Chișinău pentru a testa capacitatea de intervenție a tuturor structurilor și a tuturor actorilor din sector, să vedem cum am putea să interacționăm și cât de bine interacționăm unul cu altul. Le creează mari dificultăți însă șoferii care parchează peste tot. Aici este un bloc destul de dificil, unde sunt permanent blocate căile de acces. Este un bloc cu nivel sporit de etaje, unde am putea să facem un masterclass, să arătăm și pentru și o lecție de instruire și totodată să arătăm cum am putea noi să intervenim în legătură cu celelalte structuri a sectorului botanic. Săptămâna trecută în satul Răzeni din raionul Ialoveni, serviciile de intervenție au fost testate simulându-se mai multe accidente. Victorie importantă pentru CFR Cluj în cadrul Ligii Europei. După o partidă pe muchie de cuțit, campioana României s-a impus aseară în fața celor de la Rennes cu scorul de 1-0. Cu dreptul a pășit și Manchester United, care a dispus de Partizan. Partida de aseară a început spectaculos, francezii punând presiune din primele clipe, dar s-au trezit foarte curând conduși. După doar 5 minute de joc, gazdele au rămas fără un jucător. România au profitat la maxim de acest lucru, iar cel care a punctat singurul gol al întâlnirii dintr-o lovitură de penalti a fost Deac. Până la pauză, elevii lui Dan Petrescu s-au jucat cu ocaziile mari, Djokovic fiind responsabil de ratările incredibile ale ardelenilor. Astfel, CFR a obținut prima victorie în fața unei echipe franceze după 3 egaluri și 3 eșecuri în partidele anterioare. Am început bine, am avut acolo ocazia cu Traore, a fost fază fixă, gol, am înscris, ei erau în 10. Am avut niște ocazii foarte mari prin Djokovic, Deac, da, vorbesc de prima repriză. Tot ieri Manchester United s-a impus cu scorul de 1-0 la Belgrad în fața lui Partizan, prin golul din penalti al lui Martial. Cei de la Wolverhampton au câștigat cu 2-1 la Bratislava, iar Spaniol a trecut cu 1-0 de Ludogoreț, în Bulgaria. Într-un alt meci din grupa CFR-ului a fost oferită faza zilei. Victoria obținută de Celtic a produs printre suporterii pătimași un val nebun de bucurie. Celtic have come from one down. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anșoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.